Federația Română a încercat să se apropie cât mai mult de formatul final al acestui campionat, care va însemna câștigătoarea campionatului de elită, cu participarea finală în Youth League. Regatorul va trebui să se joace, echipa care participă trebuie să aibă în formulă 8 jucători de 2005 și 3 jucători mai mari de 2004. Dar pentru că din cauza pandemiei anumite generații nu au avut posibilitatea să participe în competiții, s-a permis să fie jucători, 3 jucători și chiar mai mari decât 2004. După primul ciclu de 3 ani în care mi-am pus la punct foarte multe lucruri, principii, reguli, proceduri de funcționare, în care cred că Academia de Fotbal Viitorul Cluj a făcut pași mari către înainte, ne-am stabilit desigur și obiective. Avem această grupă care participă la campionatul de tineret. Avem două obiective majore. Obiectiv colectiv, ceea ce înseamnă intrarea fără doar și poate în play-off-ul competiției. Iar ca și obiectiv individual, țintim ca maxim în vara viitoare să prezentăm deja jucători pe piață. Așa cum vă spuneam, a fost un ciclu de 3 ani de intermediar, cum ar veni, deja țintim către lucruri mult mai mari de performanță și am făcut câteva achiziții foarte importante. Aici mă refer la aducerea unui preparator fizic de foarte mare calitate, un antrenor care a lucrat în staff cu Șumudică, cu Dan Petrescu, cu Edi Iordănescu. Ultimul contract a fost în Naționala Sirii. Am adus un antrenor de portar extrem de valoros, tânăr, dar extrem de bun. De asemenea, pot să spun că deja suntem în discuții, trebuie să ne susțească un sistem de monitorizare a efortului, unul dintre cele mai moderne la ora actuală pe piață. Ca ultimă repetiție, am jucat sâmbătă la vicecampionatul județului Cluj, la Mihai Viteazu. Vreau să spun că a fost o premieră și pentru jucătorii de la această grupă, care pentru prima dată au jucat cu jucători seniori. Am făcut un joc foarte bun, mai ales prima repriză, când duceam deja 3-0, în care au respectat aproape toată partitura care o repetăm mereu la antrenamente. Sunt la un nivel bun, un risc și o intensitate foarte bună. Cred că undeva la 90% am prezentat sâmbătă, iar până la jocul de la Udara, de duminica viitoare, cred că vom regla lucrurile încât să fim la 100% din capacitate.